Stăm împreună potrivit scripturilor și experiențelor de pe teren pe care le cunoaștem. Cum trebuie să se deruleze o pocăință în masă? Au fost puține momente în istorie, dacă vă amintiți și din lecția în care am prezentat lucrarea aceasta în perioada lui Israel și respectiv în perioada bisericii, dar totuși au fost asemenea momente de cercetare. În cartea profetului Zaharia, de exemplu, este scris în capitolul 8 despre o asemenea posibilitate, versetele 21 și 22. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haide să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor în Ierusalim și să se roage Domnului. Este ceva plăcut când se îndeamnă unii pe alții și toți împreună slujesc Domnului. Se creează cel mai propice cadru pentru mântuire. Dacă toată adunarea noastră s-ar hotărâ să se apropie de Domnul, rugăciune, post, sfințenie și toate celelalte necesare, este mai ușor față de o altă situație, de exemplu, în care doar o parte sau doar unele familii, doar unii credincioși în mod izolat, ar decide să se întoarcă din toată inima la Domnul. Însă un popor implică lideri, conducători, și membri, masa de oameni. În ideea unei reforme în popor, fiecare dintre aceste entități, respectiv capul, cei ce conduc, și trupul, întreg poporul, au anumite părți contributive cu care trebuie să vină înaintea Domnului în plan specific și complementar pentru ca lucrarea aceasta să aibă loc. Vă amintesc din Vechiul Testament, spune Scriptura în numărul 11 că exista un mod instituțional de convocare uneori doar a căpetenilor. Alteori era convocat-o poporul și ei știau, depinde cu câte trâmbițe se suna și cu ce intensitate se suna din ele. Cu alte cuvinte, ar trebui conducătorii să audă glasul trâmbiței lor și ce au ei de făcut în acest context. Și apoi tot poporul să cunoască, așa cum scrie în Psalm, fericit de cei ce cunosc glasul trâmbiței, atunci când Dumnezeu ne cheamă în lucrarea sa. Citesc însă și un alt exemplu, pe scurt, din Cartea Judecători, capitolul 5. Atunci nu doar că evreii erau în robie, dar din punct de vedere spiritual erau departe de Domnul. Și spune Scriptura aici, citim din Cântarea Deborei, versetul 2, niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel. Iată rolul distinct al celor ce conduc și respectiv a poporului. Abia apoi, poporul s-a arătat gata de luptă. Binecuvântați pe Domnul! Așadar, să dorim în inimile noastre chiar să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice lideri spirituali pro-reformă și apoi să dea Domnul o inimă bună întregului popor să asculte acest mesaj și să se apropie de Domnul. Mai amintesc Isaia 1:10 pentru a observa din nou că în condiții de necesitate de pocăință, Dumnezeu se adresează separat conducătorilor și respectiv poporului. Isaia 1:10. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Este un mod figurativ de a vorbi. Israelul se făcuse vinovat ca popoarele acestea, ca locuitorii, mai exact, al acestor cetăți care au fost nimiciți. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorii. Să privim așadar în prima parte care este aportul conducătorilor și într-o a doua parte care este contribuția poporului, urmând să observăm într-o a treia parte atitudinea divină
în funcție de ceea ce conducătorii și poporul fac. Să ne amintim și ce scrie în Evrei 13 cu 17, că mai mari poporului vor da socoteală de sufletele ce le sunt date în administrare pentru o vreme, în păstorire. Și judecata lui Dumnezeu începe tot cu bătrânii, cu conducătorii. Ei sunt cei mai responsabili, iar în caz negativ, cei mai vinovați. În primul rând, conducătorii sunt direct responsabili de transmiterea mesajelor și a voii Domnului. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. El când vrea să spună ceva, spune conducătorilor și ei trebuie să transmită poporului. Amintiți-vă de câte ori este scris, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis. Putea să vorbească și la alții. Dar de îndată ce Moise a terminat activitatea, spune Scriptura în Iosua 1 cu 1, Dumnezeu a vorbit lui Iosua. Pentru că el era noul conducător. David, la rândul lui, când era la finalul vieții, citim din 1 Cronici, capitolul 22, a adunat aparatul administrativ al regatului, care atunci era totodată și religios, și le-a spus următoarele, citesc doar versetul 19 de aici, puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru, sculați-vă și ziceți sfântul locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți chivotul legământul Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită numele Domnului. Deci mai întâi mesajul se adresează celor ce conduc. Iată alte dovezi, cartea a doua cronicilor, capitolul 14 și 15, citim despre vremea lui Asa, un om care a înțeles rolul conducătorului, 2 Cronici 14 cu 4, a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeu părinților săi și să împlinească legea și poruncile. Se aude mult mai bine când comanda este dată de sus. Conducătorii sunt responsabili să cheme poporul la pocăință. Capitolul 15, versetul 2. Azaria, profetul, s-a dus înaintea lui Asa, cumpăratul a început mesajul și i-a zis, ascultați-mă Asa, și apoi poporul, tot Iuda și Beniamin. Și a enunțat regula generală. Domnul este cu voi că sunteți cu el. Dacă îl căutați, aici e reforma. Îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Același mesaj îl întâlnim pe tot parcursul istoriei biblice. Eu mă adaug doar din Ioel, capitolul 1. Aici, prin profet, este un mesaj insistent la pocăință. Citesc doar 1 cu 14. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare și observați ordinea. Strângeți pe bătrâni și apoi e menționat pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Dar pentru ca cei ce conduc să poată primi mesajul de la Dumnezeu și să-l transmită poporului, este nevoie ca ei, ca și Moise altădată, să stea înaintea Domnului. Să fie înconjurați de proroci care să-i sfătuiască și ei înșiși să fie în cercetarea Scripturilor și în rugăciune. Doamne, ajută! În al doilea rând, în relația cu Dumnezeu, conducătorii trebuie să se lupte și să intervină cei din tâi în a mijloci pentru popor. Adică, am vorbit mai întâi despre sensul de la Dumnezeu spre popor, care trece pe la conducători. Însă există și sensul celălalt, de la popor spre Dumnezeu, care trece tot pe la conducători.
Moise era omul care stătea pe munte să aducă mesajul de la Domnul. Dar tot Moise a fost cel dintâi care s-a suit pe munte să mijlocească pentru popor ca Domnul să se îndure de ei și să-i ajute să se pocăiască. Apostolul Pavel spunea la rândul lui, 2 Corinteni 11:29, cine cade în păcat și eu să nu ard? Iată cum se simțea cel dintâi responsabil, ca și un părinte, cum scria el Corintenilor. Citim însă din cartea Ezra, observând din două momente diferite rolul conducătorului în a mișloci Ezra, capitolul 8, versetul 21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Cine, dacă nu conducătorii, sunt responsabili să mijlocească ei și să provoace tot poporul să se roage ca să obțină îndurarea Domnului, așa cum a obținut-o și aici, pentru că scrie în versetul 31, am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeu nostru a fost peste noi, ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. A fost o călătorie care a durat luni de zile, dacă urmăriți în text. Și Dumnezeu i-a ocrotit. Pentru că poporul a avut un conducător în persoana lui Ezra, e vorba de încă un grup de evrei care s-au întors în țara lor, care a știut să stea înaintea Domnului și să provoace și pe ei să se apropie de Domnul. Rămânem la același capitol, la același om Ezra, și citim din capitolul 9, unde este prezentată mai întâi mâhnirea și apoi rugăciunea lui când a văzut starea din popor. N-ar fi suficient ca un lider să spună, nu sunteți pocăiți, pocăiți-vă, dacă el nu stă mai întâi pentru ei să se roage, să mijlocească, să-i fie milă de popor și ca Moise altădată să spună, Doamne, îndură-te de ei. Citim de aici versetul 5. Apoi în clipa jertfei de seară m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Dumnezeul, Domnul Dumnezeul meu și am zis, și apare în continuare scris rugăciunea lui în care cere îndurarea Domnului pentru popor. Domnul să înzestreze cu această milă pe cei ce conduc. Să fie ca niște păstori, așa cum spunea Domnul, care nu sunt mulțumiți dacă o oaie lipsește. Și dacă judecata lui Dumnezeu planează peste păcătoși, vor putea să facă ce le va fi dat în funcție și de atitudinea poporului. Moise a reușit cât a reușit, dar și-a făcut parte. Spune Scriptura în Evrei 3 că a fost credincios și din punct de vedere a transmiterii voii lui Dumnezeu în popor și din punct de vedere a mijlocirii pentru poporul peste care Domnul a pus conducător. Apoi, în al treilea rând, spun aici, la aportul conducătorilor, conducătorii trebuie să călăuzească și să cărmuiască poporul în căutarea lui Dumnezeu. Adică nu e suficient să spunem la modul general, trebuie să ne pocăim. Trebuie să îndemnăm în mod concret, să vedem care sunt etapele de urmat în a ne putea apropia de Domnul. Despre David este scris frumos în Psalmul 78. Modul în care el a fost după inima lui Dumnezeu iese în evidență și din această stare și atitudine, mod de a lucra. Psalmul 78, versetele 70 la 72.
a ales pe robul său David și l-a luat de la staule de oi. L-a luat dinăuntru oilor care lăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pomăștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Asta e foarte important. Să aibă conducătorii aptitudini pedagogice. Așa cum spune Iacov fratelui său Esau, nu pot să-i grăbesc, că mor pe drum. Trebuie să vin încet, la pas cu turmă. Moise a ajuns să fie cel mai blând om de pe fața pământului, înțelegând cât de greu se avansează în procesul apropierii de Dumnezeu, al cunoașterii sfinte. De aceea spune Scriptura în Roman 12:8, cine cărmuiește, să cărmuiască cu râfnă, pentru că este nevoie de multă trudă, de eforturi înțelepte în a putea călăuzi pe cei ce sunt în popor, în a-L cunoaște pe Domnul, în a se apropia de El. Reformele în popor, mă refer la cele reușite, nu doar la slogane și la apeluri pierdute, au fost realizate de lideri înțelepți pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu capacitatea de a putea călăuzi poporul. Să ne amintim de unii din regii lui Israel care au știut cum să procedeze. Hai să îl luăm pe evlaviosul rege Iosia, cartea a doua cronicilor, capitolul 34. Spune Scriptura de la versetul 29, pentru că vreau să vă gândiți ce ar însemna, luăm cazul nostru. Venim în fața adunării cu un set de propuneri și spunem la ce capitole suntem deficitari. Cum credeți că s-a rezolvat problema? Vă dăm termen 2 săptămâni să vă pocăiți. S-ar putea să fie un termen suficient ca să se întărâte destui. Și să spună, ia uite, dar ce, până acum noi n-am gândit sau ei n-au știut. Oamenii au reacții ciudate. Însă dacă se propune, de exemplu, post și rugăciune și se explică și cerem ajutorul Domnului, ungerea aceea care ne învață toate lucrurile, poporul poate să accepte. Să citim despre felul în care Iosia a reușit să implementeze reforma, 2 Cronici 34, de la versetul 29. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului, cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. Observați prima operație, după ce i-a adunat. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsesc în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Mai întâi s-a angajat el, cum spunea și Iosua la rândul lui, că despre mine eu. În acest mod, scrie mai departe, la versetul 32, a făcut să intre în legământ toți ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeu părinților lor. Iosua a îndepărtat toate urăciunile în toate țările copiilor lui Israel, și a făcut ca toți ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui. Nu s-au obătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Iată cum Dumnezeu i-a dat harul, capacitatea să știe cum să pună problema ca poporul să se pocăiască. Mai luăm un exemplu din cartea Iona, capitolul 3. Știți că ei au început să se pocăiască de la prorocirea lui Iona. Era un apel ultimatum al lui Dumnezeu. E interesant, spune Scriptura în cartea Iona, capitolul 3, versetul 7, și împăratul
Despre el e vorba, așa cum e scris, a trimis să dea de știre în Ninive. Din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele se acopere cu sa, să strige cu putere către Dumnezeu și se întoarcă de la calea lor ceareași, de la faptele de asuprire care sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu, se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Iată că ninivenii s-au pocăit mai ușor, pentru că pe lângă un proroc venit din altă parte, de la care a pornit scânteia reformei, împărații, împăratul și mai mari, au venit și ei cu o predică și conținea autoritate. Ba chiar metoda aleasă a fost bună. Cine a învățat? În toată Biblia, când e vorba de pocăință, apare postul și rugăciunea. Iată că și ei au știut. Fără post și rugăciune nu se poate. Poporul nu este sensibilizat. Mi se pare că liderii forțează nota. Dar când se postește, când oamenii se roagă, inima se înmoaie. Când se citește din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu are autoritate, de aceea în timpul postului, Vechiul Testament se obișnuia în ziua aceea, o parte din zi să citească din Biblie, o parte să fie mărturisirea păcatelor, rugăciune. Toate acestea sensibilizează inima. Și când Domnul cu Duhul Său cercetează cu o undă de har, poporul se pocăiește. Doamne, ajută-ne! Așadar, care este rolul conducătorilor? În primul rând să primească mesajul de la Dumnezeu și îl transmită poporului. E vreme de pocăință. În al doilea rând, să fie sensibil la nevoile, la starea poporului și să vină înaintea Domnului cu mijlocire. Doamne, îndură-te de ei! Și în al treilea rând, să găsească acele metode practice, modul în care pot să ajute poporul, pașii care trebuie urmați în apropierea de Domnul. Să ne oprim acum la contribuția poporului. Pentru că spune în Romani 14:12, la urma urmei, dincolo de conducători, fiecare va da socoteală pentru sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Părinții au responsabilitate, dar, zice în Ezechiel, în ultimă instanță la judecată, ultimul mod de relaționare în fața lui Dumnezeu și de responsabilizare este individual. Fiecare va fi judecat după faptele lui. E un răspuns individual. În primul rând, să reținem că în relația cu Dumnezeu întreg poporul trebuie să vină cu smerenie, cu post, cu rugăciune, mărturisindu-și păcatele și angajându-se să trăiască o viață nouă. Mijlocirile nu pot să aibă un efect complet. De exemplu, nu se poate pocăi cineva de acasă, în timp ce noi postim și ne rugăm aici. Doar în unele biserici, unde tradiția a înlocuit adevărul, se merge pe ideea să mijlocească și pentru cei morți, să se aducă pomeni și alte de cult, să se deruleze ca Dumnezeu să-l ierte. Nu le iartă nici dacă e viu, dacă nu se pocăiește, de cum dacă e mort? Pentru că fiecare trebuie să se pochească pentru sine. Conducătorii ajută, Dumnezeu dă har, familia și ceilalți pot mijloci, dar fiecare trebuie să participe cu partea sa de pocăință, de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cei care înțeleg că poporul e ajuns uneori în așa stări, cum prea bine vedem din istoria Israelului, și cum zice în Isaia 63, ca un popor care n-a cunoscut niciodată pe Domnul. Sau cum scrie în judecători, s-a ridicat un om neau de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. În asemenea situații, trebuie întreaga masă de oameni să vină cu post și cu pocăință sinceră înaintea Domnului. În cartea Levitic, capitolul 26, unde este scris despre felul în care poporul avea să se îndeparte de Domnul, pedepsele care urmau să fie lăsate în urma păcatului, scrie în final, în versetul 41, și atunci inima lor neteată împrejur se va smeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Deci pocăința trebuie să cuprindă inima fiecăruia și nu mă pot eu smeri pentru
inima altuia. Fiecare se poate pocăi doar pentru sine. Asta rezultă și din rugăciunea lui Solomon. Citim din 1 Împărați, capitolul 8, o rugăciune foarte bogată, care privea de fapt întreg poporul. Prin Duhul s-a prevăzut care va fi evoluția și Solomon se roagă cu perspectivă. Citim doar versetul 47 și 48. Dacă se vor coborî în ei înșiși. Repet, eu nu mă pot smeri pentru altul și altul pentru mine. În țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara care îi vei duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrășmașilor care va fi luat rob, dacă îți vor face rugăciuni cu privire întoarse spre țara lor, pe care a dat-o părinților lor, spre cetatea pe care lăs-o și spre casa pe care este numele tău, ascultă-i din ceruri, însă nu fără această smerenie profundă. Ferice de cei care înțeleg, niciodată nu s-au pocăit toți oamenii, în procent de 100%, dar cei care s-au putut smeri au avut parte de îndurare, cum vă citești din cartea profetului Țefania, și apoi rămânem puțin în zona profeților mici. Țefania, capitolul 2, versetul 3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Adică ferice de aceia din popor care vor primi mesajul venit prin profeți, prin conducători. Dumnezeu are câte o vreme de cercetare pentru fiecare generație, cred eu. Mai amplă sau mai restrâns. Și aceia care se pot smeri au parte de îndurarea Domnului. Citim și din Osia, capitolul 6, versetul 1. Aici este un cuvânt pe care fiecare trebuie să spună pentru el însuși și pentru cei din jurul lui. E foarte important când de la amvon, de exemplu, se spune ceva și se mă auzi pe unul din dreapta și pe altul din stânga spunând, așa e frate, hai să ne întoarcem la Domnul cu toată inima. Nu doar că ești atras sau ești direcționat, dar ești și ajutat, ca și cum te-ar lua cineva de mâna stângă și de mâna dreaptă să te ajute. Iată apelul, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Ce har încă să ne putem pocăi. De aceea să ne ferim. Nu suntem noi afectați ca, de exemplu, cei din Biserica Catolică. Am reținut un caz în care cineva i-a spus unui bătrân, de ce nu te pocăiești? Mâine, poimâine mori. Și a spus, nu e nicio problemă. M-am gândit la asta, am rezolvat cu preotul. I-am plătit de două ori. Nu mi-am spus să nu facă probleme la vămi. Adică oamenii trag nădejde în mijlocirea preotului, în ședere temporară în purgatoriu, apropo de catolici, și în final vor ajunge. Ei, la noi nu este ideea asta. Dar totuși am mai văzut pe aici pe acolo o nădejde înșelătoare. Tata și mama se roagă, nu mă lasă Domnul. Nu te lasă dacă nu te lași. Dumnezeu așteaptă să vadă smerenia inimii. Și asta e o analiză care o ia Dumnezeu, nu prin sondaj. Din adunarea Betel la 3 persoane, în altă adunare la 4, nu? Analiza asta se ia din inima fiecăruia. Fiecare are dosarul lui și entitatea lui ca individ. Doamne ajută pe toți să ne pocăim. În al doilea rând, în relația cu conducătorii, poporul trebuie să susțină pe reformatori, pe cei care îi îndeamnă să se apropie de Dumnezeu și să-i apere, am putea spune, împotriva celor care se opun reformei. Conducătorii fără ajutorul poporului nu pot să facă mare lucru.
Spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni 10, de îndată ce se va săvârși ascultarea voastră, suntem gata să pedisim orice neascultare. Concret, să spunem că noi am afirmat ceva de la amvon și nimeni din adunare nu ar asculta. Ce efect ar avea asta? Dar dacă cea mai mare parte a adunării ascultă, atunci cei care s-ar împotrivi nu au putere. Este foarte important ca poporul să se impună în opinia publică pentru a ajuta pe cei care sunt pentru reformă, care lucrează pentru mântuire. Vai de oamenii aceia care se bucură când un proroc prorocește după aplecările inimilor și se bucură de acei conducători care îi îndeamnă să trăiască după poftile lor. E ca și cu elevii la școală care se bucură de profesorii ce nu pun absență și dau note din burtă. La ce ajută asta? Să spui că ai o diplomă? La Dumnezeu nu merge cu diplome. Dumnezeu are nevoie de pocăință concretă. Acum, nu spun asta din postura de conducător, doar spun pentru că studiem Biblia și acesta e adevărul. Poporul trebuie să sprijinească pe oamenii care văd că îi ajută la pocăință, care îi îndeamnă, care par chiar exigenți. Pentru că vrem ca mântuirea să fie în condiții cât mai sigure. Nu să o lăsăm așa în voia sorții, tinzând pe extrema aceea ce a fi de toți, a fi și de mine. Asta este o atitudine nu doar de lăsătoare și vinovată, o atitudine neînțeleaptă. Vă citesc din Iosua 1, care ar trebui să fie atitudinea poporului față de conducătorii ce vor să-i ducă în voia și legea Domnului. Iosua 1, versetele 16-18. I-au răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-ai poruncit. Asta e prima parte. Și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise, numai Domnul Dumnezeu tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Asta e condiția care trebuie să o ceară poporul de la conducători. Noi ascultăm de tine, dar tu la rândul tău să asculți de Domnul. Că dacă nu mergem după tine, dacă tu nu mergi după Domnul, unde ajungem? Și acum partea care vă spuneam. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Iată că Dumnezeu i-a spus lui Iosua să se întărească, să îmbărbăteze, dar a fost nevoie să-i spună și poporul. Du-te înainte, pe direcția bună și noi te vom sprijini. Iar cine ți se va opune, noi vom fi de partea ta. Vă dau un exemplu concret. Ezra, capitolul 10. Aici avem de-a face cu o reformă ce, mulțumim Domnului, la noi nu e necesară, numai așa în cazul unor băieți care discută cu fete necredincioase. O reformă grea, să-și trimită nevestele fiecare la poporul ei. Vă rog să vă gândiți că doar le-au luat din iubire, aveau copii cu ele, spune Scriptura aici. Și când s-a citit ce-i scris, s-a făcut o nouă recesământ și fiecare, dacă avea soție evreie, că trebuia să rămână cu ea, dacă făcea parte din poporul prin prejur, să-i facă bagajul, să mai pupe odată, să-i dea drumul. De asta nu-i ușor. Dar spune Scriptura aici, oamenii care au înțeles necesitatea acestei reforme, citesc de la versetul 2, când l-au văzut pe Ezra cum plânge și când le-a citit din Cartea Sfântă și le-a amintit de legământ și de condițiile sale, atunci Șecania, fiul lui Hiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ, ca Dumnezeul nostru, cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu, și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeul nostru și facă-se după lege. Scoală-te, că-și treaba aceasta te privește. Ascultați acum, noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează.
Și îi spune mai departe aici, versetul 15, Ionatan, fiul lui Asael și Iahzea, fiul lui Tigva, ajutați de Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri. Întotdeauna sunt împotrivitori. Dar dacă au fost câțiva care l-au sprijinit pe Ezra, reforma s-a putut realiza. Trecând în Noul Testament, dacă vă amintiți, Pavel a avut probleme în Corint. La un moment dat, cineva a căzut în imoralitate, un caz incestual, și unii s-au fălit, nu știu de ce. Probabil datorită aptitudinilor lui, a slujirii lui, și Pavel recomandă să ia atitudine. Zice el, voi de față, eu prin Duhul prezent împreună cu voi, un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Și corintenii și-au schimbat atitudinea și n-au mai apărat pe cel vinovat. Dimpotrivă, s-au cercetat, s-au smerit și au dat șansă și celui vinovat să se pocăiască. Dacă nu, este ca în familie, când tata îi spune băiatului, nu-i bine, îți scrii tema din nou, n-ai scris corect. Și mama spune, lasă băi copilul, trebuie să și joaci, ce-i dacă e așa tema? O să-și mai facă copilul temele, serios? Nici vorbă. Sau dacă e apărare bunica sau cineva, așa e și în adunare. Nu ajutăm dacă nu încurajăm slăbiciune. Amintiți-vă de cazul, mai mult decât cazul, e un istoric al evenimentelor, judecător 19-21, au păcătuit niște oameni în Ghibea. Oamenii s-au strâns sub conducerea preotului Fineas și au trimis să spună, potrivit legii, dați afară pe oamenii cei care au păcătuit. Trebuie să trecem la reformă. Dar cum să-i dăm afară? Sunt de ai noștri. Beniamiți din neamul nostru. Și am observat, vorba aceea, cei din familie sunt al doilea eu. Când e vorba să renunți oamenii la aia lor, greu se poate accepta aceasta. Dar nu îi ajutăm, dimpotrivă, îi omorâm cu mâna noastră. Așa cum s-a întâmplat atunci când a murit aproape o seminție întreagă, excepție câțiva sute de tineri care au fugit la stânca lui Rimon. Este ca și când cineva ar fi bolnav și medicul spune, trebuie operat. Și tu să spui, dragul mame, copilul meu, să pui tu bisturiu, Doamne ferește. Dacă nu pune preotul bisturiu când trebuie, o să pună, dacă nu pune medic, o să pună preotul crucea prea repede. Și tot n-ai ce să faci. Să ne ajute Domnul să înțelegem cum să procedăm în cazul reformei, să fim întotdeauna pentru reformă, pentru pocăință. Așa cum spuneam înainte, cu înțelepciune, urmând pași pentru ca poporul să poată accepta, asimila, că dacă tot am dat exemplu, e cu lecție, treptat se poate ajunge la ceea ce este necesar. Și un ultim aspect la contribuția poporului, am amintit mai întâi care trebuie să fie reforma în relație cu Dumnezeu, smerenie, în relația cu conducătorii, să-i asculți și să-i ajuți pentru a îndeplini actul reformei. Apoi, în cadrul relațiilor cu ceilalți din popor, pocăința se observă sub trei aspecte. Dreptate, milă și moralitate. Nu acestea sunt totul, dar sunt esențiale. În Luca 18 e prezentat cazul unei văduve care ce cerea? Dreptate. Dacă cineva s-a pocăit, de unde să știu eu cum se roagă? Dacă e colegul meu de muncă. Eu știu dacă de acum va fi drept față de mine, dacă va fi cinstit. Dacă e tot înșelător, cu ce mă ajută pe mine rugăciunile lui și mătănile lui? Și nu-l ajută nici pe el. Cei ce se prezentau la Ioan Botezătorul întrebau, noi ce trebuie să facem? Să nu ceriți mai mult? Să nu amenințați? Altora li se spunea, cine are două haine, se dea la cine n-are, cine are mâncare, să facă la fel. Mila, cum scrie în Mica 6:8, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul la tine decât să faci dreptate? Să iubești mila? Astea sunt în raport cu semenii. Smerenia e în raport cu Dumnezeu, cum spuneam.
Dumnezeu a văzut în cazul celor din Ninive că se întorceau de la faptele lor de asuprire de care le erau pline mâinile. N-a fost important doar că s-au smerit în sac și cenuș. A fost important că au dat drumul robilor, au făcut dreptate, probabil au fost plăți restante, cu siguranță nedreptăți. Asta dovedește pocăință. Doamne, ajută-ne! Faptele firii pământești sunt o listă pe care să o citim din când în când și cu sinceritate, să vedem dacă nu suntem vinovați în raport cu semenii noștri. Dacă nu i-am nedreptățit, apoi dacă am fost miloși, grija pentru săraci este prima anexă a Evangheliei, Galateni 2:10. Și zicea Apostolul Pavel, tocmai așa am și căutat să fac, știți că el a fost implicat în strângerea de ajutoare și învăța bisericii să aibă milă de necăjiți, că spunea Domnul pe săraci, veți avea totdeauna cu voi. Și nu în ultimul rând, dar foarte important, aspectul moral. Citeam despre o tânără care îl așteaptă pe predicator după slujbă și îi spune, prin felul în care a prezentat astăzi Evanghelia, m-ai stârnit, m-ai provocat să mă pocăiesc. Dar eu am mai încercat asta cu câteva luni în urmă și n-am reușit. Și astăzi parcă iar m-ai făcut să îndrăjesc pocăința. Dar mă tem că iar încerc și iar nu pot. Și l-a întrebat, ești căsătorită? Nu, dar stau în concubinaș cu unul. Ei, de-aia nu poți. Dar cum? Trebuie să renunț la asta? Dar eu vreau să mă apropii de Dumnezeu și să fiu femeie bună. Chiar trebuie să îndeplinim și actul civil de cununie? Bineînțeles, tu ai de ales în a deveni și o tânără morală. Asta nu înțelege societatea zilor noastre. Cât despre dreptate, toată ziua strigă de la comunitatea europeană să îndepărtăm corupția din țară. Dar moralitate? De când suntem cu ei, suntem mai imorali? Pentru că asta nu cere nimeni. O cere însă Dumnezeu. Adevărata pocăință presupune moralitate. În lista faptelor firii pământești, știți care sunt primele, da? Curvia, prea curvia, necurăția, desfrânarea. Sunt primele pe listă. Fericii de cei care trăiesc curați înaintea lui Dumnezeu. Domnul când a stat de vorbă la fântână în Ioan 4 cu femeia, i-a zis, uite, caută-ți bărbat. Păi nu-i bărbat, păi chiar asta e problema, că de-aia a intrat Domnul în discuție cu ea. Trebuie rezolvată problema. Altfel, la ce ajută? Sunt și alte aspecte care țin de pocăință, cum ar fi idolatria, un capitol important. Dar asta e legat de imoralitate. E un mod de imoralitate spirituală în raport cu Dumnezeu, dar care se reflectă și în raport cu semenii prin anturajele ce se deschid. Să ne ajute Domnul să fim pocăiți în toate. Să guste pocăința noastră și semenul nostru, în familie sau din societate. Și în ultimul rând, privim puțin la atitudinea divină. În Psalmul 85, versetul 4, este scris ca o rugăciune înaintea Domnului. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. Atunci suntem liniștiți când știm că Dumnezeu și-a îndepărtat mânia de peste noi, când a întrerupt stările de pedeapsă, dar Dumnezeu este suveran și are drept să decidă în ce mod ne judecă. El știe cât am cunoscut noi, nu-i putem noi încadra pe toți la vremurile de neștiință, copiii crescuți în adunarea noastră. Noi care am știut, că cine a știut voia stăpânului, zice în Luca 12, sunt cuvintele Mântuitorului, va fi bătut cu mai multe lovituri. Deci Dumnezeu ne acceptă pocăința în anumite condiții. Știți că David, după ce a păcătuit, a zis, Doamne, iartă-mă! Și ce a zis prorocul? Te iert, dar am 3 procese verbale de pedeapsă. Unul trebuie să-l semnezi. Atâta îți dă Dumnezeu har să schimbi. Vrei asta, asta sau asta? Dar nu se poate fără. Asta se poate la cine n-a cunoscut.
Dacă te pocăiești la tinerețe, cum scrie în Eclesiastul, să aduci aminte de Dumnezeu, se poate. Dar Dumnezeu decide. De aceea când chemăm oamenii la pocăință, să nu-i asigurăm superficial, Dumnezeu te iartă de toate, te binecuvintează. Dumnezeu a spus, hai să vă citesc Isaia 1:27, în mod deosebit ne referim la cei ce au cunoscut pe Dumnezeu într-o anumită măsură, Sionul va fi mântuit prin judecată. Și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu vor fi mântuiți prin dreptate. Și dreptatea Dumnezeului nostru este dictată de El și sunt multe alte versete. Zice tot în Isaia 10:21-22 că hotărârea e luată și se va revărsa dreptatea. De aceea să ne pocăim la vreme potrivită. Să n-amânăm că se plătesc penalități. Dumnezeu ne poate fi favorabil și întoarce fața spre noi, dar, repet, El decide condițiile în care ne mai putem pocăi. Însă împlinirea și bucuria este totuși mare atunci când Dumnezeu își întoarce fața spre noi, ne acordă har și iertare, slăvit să-i fie numele. Nu există har mai mare decât să fie un om iertat, ferice de cel cu păcatul acoperit, cu fără de lege iertat. Ferice, se repetă în Psalmul 32, apoi explicație doctrinară, Roman 4, cărănui ține Domnul în seamă păcatele. Asta e mare ajutor din partea Dumnezeu, este tot ceea ce putem să primim noi ca oameni. Însă numai și numai în condiții de smerenie. Spune Scriptura în Psalmul 25, un cuvânt frumos, în versetul 9, despre felul în care Dumnezeu își arată îndurarea. Hai citim și 8, Domnul este bun și drept, cum vă spuneam, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Adică Dumnezeu ne ajută să ne pocăim. Ne ia de mână, ne sprijinește. Cum se îndură un tată de copiii lui, zicea psalmistul 103. Și asta e marele nostru har, prin Domnul Iisus ne s-a adus adevărul, dar și harul totodată. Și mai menționez aici în atitudinea Domnului ceva ce unii nu înțeleg. Faptul că Dumnezeu se îndură de cineva și fără pocăință autentică, chiar și fără pocăință deloc, asta nu dovedește că Dumnezeu a mântuit acea persoană. Nu dovedește nimic altceva decât bunătatea lui Dumnezeu. Am studiat noi într-una din duminicile trecute de ce Dumnezeu colaborează, în ghilimele spus, cu oameni răi și ajută și ascultă. Doar un verset vă mai citesc, 2 Împărați 13:23. Pe mine mă uimește și faptul cum Dumnezeu ar fi îngăduit mai departe să trăiască niște homosexuali din Sodoma, în bogăție, dacă se găseau 10 oameni buni. Puteau să creadă ceilalți că Dumnezeu îi lasă și nu-i pasă. Dar nu pentru ei lucra Dumnezeu, ci numai pentru cei 10, care însă nu s-au găsit. Dar să citim 2 Împărați 13:23. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei, nu pentru pocăința lor, nu s-au pocăit, din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui, dar într-o zi, mai târziu, i-a lepădat pentru totdeauna. Deci bunătatea Domnului pentru o vreme, asta nu dovedește neapărat pocăința și nici mântuirea. Încheiem afirmând, reafirmând, că Domnul cheamă la pocăință tot poporul. El dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Spune Scriptura în 2 Petru 3:9. Sau zice în Isaia 31:6, întoarceți-vă la acela de la care v-ați abătut mult, copiii lui Israel. Câtă îndurare! Însă Domnul
mântuiește numai pe poporul care se smerește. Nu există om căruia Dumnezeu să nu-i întindă o mână de har. Chiar dacă nu sunt toți chemați, numai mulți, în conștiință fiecare are chemarea lui Dumnezeu ca un ecou, fericit de aceia care ascultă. Însă istoria ne dovedește că acceptarea și implementarea reformei în popor, un har, să ne putem pocăi cu toți, este foarte rară și de regulă nu ține mult. Ca regulă, amintiți-vă de Israel, cei credincioși au fost puțini, au fost o minoritate, aproape întotdeauna. Scrie în 2 Cronici 27:2, poporul se strica mereu. Deși mențiunea e în timpul regelui Iotam, un rege credincios de altfel. Poporul este pornit de la rău, cum am amintit-o încă de la început. Amintiți-vă de ce scrie în Evrei 11, o listă de credincioși, dar ceilalți o rămășiți. Noi am vrea să cerceteze Domnul tot poporul, dar dacă nu, câți vor? Dumnezeu îi dorește pe toți, dar își va începe mântuirea și o continuă și vom intra în împărăția sa, doar cei care ne vom pocăi cu toată inima. Doamne ajută-ne, amin.